Părăsind strălagitatea lui pe altă dată străvechii codri de frumusețe și ocrotire ai Moldovei, de care doar unghiul uitate la doar câteva zeci de kilometri în plină lume de bas. În vârf de deal, parcă la capăt de lume, ziduri cândva crenelate te duc vrând nevrând cu gândul la vremuri de demult. Ctitorite pe la 1659 de postelnicul N.H. Dâmbu, cetatea și schitul au răzbătut peste timp, în ciuda uitării sau nepăsării, ce s-au vădit totuși vremelnice. Dar după cum e, că ar fi de Ștefan cel Mare construit. Și mai târziu, un mare bogătan, unul N.H. Dâmbu, zice că și ala ar fi contribuit după Ștefan cel Mare, hătă, încoașă. Pe aici. Dacă au rămas cine a hadem, îi pomeni. Așa că nu este schimb de rostul ei. În schimb, și să spun că alte treburi, că nu știm, atâta știm de la bunica, că ea ne explica cum a fost, cum a avut spuche aici de la vale. Doamne, eu zic 59 aici. Era anul și ala noi, 59. M-am căsătorit cu Mihai Curcudiel și chiar atunci mi-a răsat un călugăr bătrân. Și ne-a dat și nouă o costură și o farfurie. Plecați și erau mari jeleși. Dacă este să credem legenda, la 1659, când a fost aici o mărătălie între apărătorii voievodului Moldovei și între turcii care năvăriseră. Aici iasă familia voievodului și după lupta aceasta a fost salvată familia, drept recunoștință, a fost construit un schit de lemn care a devenit schitul Hadâmbu. Apoi a fost făcut întăritura, după ce turcii au impus dărâmarea cetăților Moldovii, domnitorii Moldovii s-au refugiat în biserici sau în mănăstiri întărite, cetăți. Din aceste turmici a fost acest Hadâmbu. De apărare pentru refugiu din calea năvăritorilor. Spre fericirea noastră, astăzi renaște schitul și mănăstirea din ruinile vechi, așa cum renaște viața dintr-un trunchi vechi, de copac uitat. Între zidurile vechii cetăți, cu cum se vede cu turnurile și cu miterezele surpate, renaște biserica nouă, lăcașul de pentru 10 călugări, arhondaricul starețului și așezări, inclusiv schiriile pentru călugări. Format în lumea plină de tradiții a mănăstirilor din Bucovina, tânărul stareț Nicodim Gheorghiță pare aș fi descoperit la nici 30 de ani vocație de întemeietor. Cu ajutorul lui Dumnezeu și din ascultarea înalt preasfințitului arhiepiscop Pimen Suceveanu, am fost dat de ascultare la această mănăstire timp în anul 90, deci până acum, 2 ani jumătate de când aici. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am venit la această mănăstire părăsită timp de 33 de ani. Și ajutorul creștinilor, bineînțeles, am făcut un corp de clădiri pentru închinători, monahi, viețuitori acestei sfinte mănăstiri. N-am găsit nimic aici, a fost părăsit. Cât am stat aici, am lucrat cu dragoste, cu credință. Vine lumea duminică la slujbă? Vine foarte multă lume. Închinători din Iași, din alte părți, Săbana, Băinești, Mogoșești. Și cum vă explicați dumneavoastră? Sunteți foarte tânăr. Am voie să întreb câți ani are? Am 28 de ani. Mulți înainte. Deci mulțumesc. Cum vă explicați dumneavoastră că fiind așa de tânăr și așa de nou aici, ați câștigat încrederea oamenilor? Am avut toată credința în Dumnezeu prima dată, apoi în gădincioși care sunt tot timpul cu ei, ajutându-i unii pe alții, fiindcă întâi ajutorul este la Dumnezeu, apoi cu ajutorul binecredincioșul creștin să ține și o biserică, o mănăstire săracă. Tot coincidim și facem ceea ce facem acum. Îndrăgit de oamenii locului, Nicodim Gheorghiță pare a fi venit aici spre a rămâne și spre a găzdui, oferind leac de singurătate și suflete necăjite. Mă numesc Dumitru Maftei. Sunt cetățean de aici, din sat, din comuna Mirvăneasa.
satul Usta. Și așa că m-am călugărit acum de vreo 5 luni, nu de mult tare. Văzând că este nevoie de lucru aici, lucrez. Am făcut tocurile de asta la uși, la geamuri. Acum fac șerșevelile și ușile am să le fac. Și apoi de acolo încolo și să mai trebuiască. La doar 30 de kilometri de Forfota orașului, renaște un loc de credință, de închinăciune și desfătare spirituală, dar în același timp, basmul pare fără de sfârșit. Cine, când a vedea că se strică biserica și a repăra, este o comară câteva căzi de bani aici. După și a face tot așa cu banii lui, se va deschide beșul și a lua pe beș, pe două căzi cu bani și e un șarpe pus.